o țară din Europa și mai ales să se adune atâția români la Sfânta Liturghie, lucru care în țară îl vezi foarte rar. Acolo având clopotul la fiecare pas, toaca la fiecare pas, având preoți la fiecare pas, biserici la fiecare pas, oamenii întotdeauna sunt ușor nepăsători. Și iată că aici, departe de țară, omul devine conștient de cuvântul Evangheliei care spune: cel ce nu adună cu mine risipește și cel ce nu este cu mine este împotriva mea. Evanghelia de astăzi este una parcă venită anume să puncteze acest lucru prin faptul că întâlnim pentru prima dată o învățătură care ne arată că Dumnezeu și-a căsătorit pe Fiul Său, Iisus Hristos, cu biserica și cu lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât ne-a dat pe unicul Său Fiu la moarte pe cruce, ca noi să avem viață veșnică. Iar adevărata viață veșnică este ca lumea să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu. Când vorbim de singurul și adevăratul Dumnezeu, aici nu facem distinția religiilor, ci vorbim de Creatorul Universului. Vorbim de Dumnezeu, Cel care a făcut cerul și pământul, lumea văzută și lumea nevăzută. Vorbim de Iisus Hristos, care s-a întrupat din Fecioara Maria și s-a făcut om pentru noi oamenii și a noastră mântuire. Și vorbim de sobornicească și apostolească biserică, pentru că de fapt și de drept prezența mea aici a fost legată în ideea de a vizita lanțurile Sfântului Petru, lanțurile Sfântului Pavel și bisericile lor de aici din Roma, cu un oarecare băiat priceput care a venit cu noi și ne-a condus în acest pelerinaj și ne-a arătat în fiecare zi parcă mai mult decât trebuia sau ne așteptam, sau lucruri care nici măcar nu știam că există. Este excepțional de frumos să vezi niște biserici împodobite la modul cel mai fastos și mai grandios, aur, marmură, sculpturi, picturi, dar asta te duce cu mintea la ce? Că într-adevăr sufletul uman îl iubește pe Dumnezeu dacă poate să-i dedice atâtea frumuseți. Din întâmplare sau din perspectiva istorică a vremurilor, noi românii ne putem mândri cu aceste mici bijuterii, dar ca să zic așa, față de bisericile de aici din Occident, unde lumea este puternică și financiar, și politic, și material, bisericile noastre românești sunt ca niște mici oaze de spiritualitate sau cum ar fi în intersecțiile șoselelor în România, micuțele capele pe care le facem noi la diferiți sfinți, cu vocație și cu trimitere anume, ca oamenii când trec să se închine. Dar dacă ar fi să facem o comparație, și Voronețul nostru este tot o capelă Sixtină, și Sucevița noastră este tot o capelă Sixtină, și Dragomirna noastră sau Horezul sunt tot capele Sixtine. Chiar dacă n-au fost pictate de mari și iluștri pictori ai lumii, au fost pictate de sufletul și de voința și de dragostea românească. Deci acolo este tot românismul ele, toată credința ortodoxă și toată dorința voievozilor care la rândul lor, ducând și război cu păgânii, ducând și lupte cu popoarele cotropitoare, s-au gândit din când în când să-i facă câte un altar lui Dumnezeu, nu care a durat câte 10 sau 100 de ani, cum a durat aici construcția unei biserici de asemenea învergură,
dar au lăsat niște locașuri unde noi le numim astăzi ce? Locașuri de nuntă ale fiului de împărat. Pentru că un împărat avea un fiu și i-a făcut nuntă. Astăzi noi am fost la nunta fiului de împărat. Prințul sau fiul de împărat fiind Iisus Hristos. Pentru că am văzut și am fost atent cum s-au împărtășit cei mici și cei mari, ați văzut că și Evanghelia cere același lucru. Veniți de la uliți, de la garduri, prieteni, cunoscuți, invitați, toți veniți să intrați la nuntă. Este chemarea care are la baza ei bunăvoința împăratului, plăcerea fiului de a-i vedea pe toți adunați în jurul mesei nunții, dar mai este și imperativul de a vrea. Dacă luăm pe parcursul Evangheliilor să pătrundem esența acestui lucru, acestui verb a vrea, ce găsim? Că unul și-a luat femeie, că unul și-a luat boi, că unul și-a luat țarină. Iată în momentul de față aici, unul s-a dus la negustoria lui în Evanghelia de azi, unul s-a dus la treburile lui, unul s-a dus la necazurile lui, la problemele lui. Și masa a rămas goală. Deci după îndemnul Sfintei Evangheliei, se pare că în permanență potirul ar trebui să rămână gol de cele sfinte, nu în sens sfidător, ci în sens ziditor, adică cei care sunt de față, și aici, și în alte locuri, și în alte biserici, și pretutindeni pe întinsul întregii Italiei și a României și a altor continente, pentru că să știți dumneavoastră, liturghia este o nuntă continuă care nu se sfârșește niciodată. Așa cum soarele răsare de la răsărit și îl vedem noi, merge la apus și îl văd alții, alții îl văd din nou la răsărit. Și liturghiile încep după fusul orar pe fața a tot pământul. Când noi dormim și spunem, nu-i timp de liturghie, mâine mă duc la liturghie, alții fac liturghie. Când noaptea noi ne odihnim după o zi de muncă, alții se scoală noaptea în Atos sau în Ierusalim, fac liturghie. Când se odihnesc aceea ziua pe pământ, în parohii, se face liturghie în mănăstiri, în schituri, în tot locul. Deci este ca în sensul acelor de ceasornic. Sunt 12 ore pe zi, iar în 12 ore pe zi, oamenii fac mii de treburi în ore diferite. Unul într-o oră este la serviciu, unul leagănă un copil, unul frământă pâinea pentru țară, pentru că se duce în brutării și în magazine, altul trage copiii mici din mame la maternitate și îi dă lumii, doctorul, altul scoate organe bolnave și le vindecă și pune altele sănătoase, altul conduce mașina, altul conduce metroul. E o permanentă liturghie, e o permanentă comunicare care trebuie, în primul rând, să aibă punct central pe Dumnezeu. Adică în momentul când tu rămâi rupt de cele spirituale și ai pierdut noțiunea de timp liturgic și ai rămas numai la timpul static care se măsoară acesta cu ore fixe și l-ai pierdut fie mâncând semințe, fie stând în parc, sau fie robotind, sau fie dormind, sau fie petrecând și stând degeaba, deci acela este un timp mort. Despre acela Iisus Hristos spune așa, pentru tot timpul deșert veți da socoteală. De aceea un sfânt al Patericului, nu-l știu exact care din ei, s-a exprimat așa, că dacă o clipă nu ar fi liturghie pe pământ, pământul ar dispărea. De ce? Pentru că liturghia este permanenta comuniune a omului cu Dumnezeu, a naturii cu Dumnezeu, a planetei cu Dumnezeu. Și dumneavoastră poate v-ați întrebat ce stă la baza acestei expresii spuse de acest Sfânt Patericial. Stă expresia celorlalte planete pe care noi le vedem în cosmos și care, neavând în ele chipul și asemănarea Dumnezeu, oameni, sunt pustii, goale,
nelocuite și fără viață. Dumnezeu, cum a făcut pământul să aibă înveliș de aer, de ploaie, de soare, de văi, de izvoare, de natură și de toate, putea să facă toate planetele. Dar Dumnezeu nu se joacă de-a lumile și nu se joacă de-a zidirea. A făcut un singur leagăn confortabil care se numește pământul, l-a dat oamenilor să se bucure de el, dar a spus, vă dau acest pământ ca pe o grădină, așa îi spune Edenului, grădină, dar cu scopul să o îmbunătățiți din toți pomii mănânci, din toți pomii guști, unde nu trebuie, nu te amesteci. Ei, această îmbunătățire pe care noi trebuie să o facem pământului este în primul rând de natură liturgică. Spune în rugăciunea Tatăl nostru, precum în cer, așa și pe pământ. Ce a spus preotul în timpul liturghiei, dacă ați fost puțin atenți? Și împrejurul tău zboară mii de heruvim și de serafim care cântă Sfânt, 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 Domnul Savaot, bine se cuvânta cel ce vine într-un lume, Domnului, sau pline cerul și pământul de mărirea ta. Același lucru trebuie să fie și pe pământ. Permanent oamenii să poată cânta în starea lor îngerească, sufletească, aceste frumoase cântări care se aud pe pământ să se audă și în cer. Dacă pământul nu este transformat într-un cer, pământul devine iad. Forfota lumii, zbuciumul lumii, durerea lumii, necazurile lumii, greutățile lumii, suferințele lumii, durerile lumii și tot iadul lumii acesteia este exprimat uneori în întrebările ateilor sau a necredincioșilor următoarea expresie, dacă există Dumnezeu, de ce este așa pe pământ? Dar dacă există Dumnezeu, de ce l-ați fugărit de lângă voi? Asta trebuie să fie întrebați. Dacă există Dumnezeu, de ce l-ați scos din casă? De ce l-ați scos din cameră? De ce l-ați scos din inimă? De ce l-ați scos din minte? Că acolo-i locul lui. Dă-mi, Fiule, inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Apostolul Pavel spune, nu borborosiți multe ca păgânii, ci puține cuvinte și cu inima. Unde e inima de rugăciune? Nu este. Și atunci, în momentul când Dumnezeu se retrage, cu El se retrag celelalte două persoane din Sfânta Treime. Se retrage lumina Duhului și omul rămâne fără Dumnezeu, de aceea ucide cu ușurătate, jicnește cu ușurătate, respinge cu ușurătate, omoară cu ușurătate, distruge valori cu ușurătate, pentru că nu mai este luminat de Duhul Sfânt și el nu mai are ierarhia valorilor spirituale sau materiale și atunci el devine un criminal sufletesc lui și celor din jur. În momentul când s-a retras Duhul, nu mai stă nici Fiul, pentru că Fiul spune așa, numai cel ce păzește poruncile mele, acela mă iubește. Eu cu Tatăl nu vine singur de capul lui. Venim la el și ne facem locaș și vom cina cu el și el va fi cu noi. Deci cei care au reușit astăzi să ia din potir sfânta și dumnezeiasca împărtășanie, cei care au reușit astăzi să guste sfintele tainic, așa spune, gustați și vedeți că bun este Domnul, aceia au în ei întreaga Sfântă Treime. S-a invocat Duhul Sfânt la liturghie pentru a preface sfintele taine din pâine în carne și din vin în sânge. Deci în momentul în care te-ai împărtășit, ca să avem formula dinamică și revelată a ceea ce înseamnă sfințenie. Cinstitul și preasfântul trup. Nu mai luăm pâine și vin. Cinstitul.